Bună seara, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Eu sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți emisiunea noastră timp de două ore. Discutăm despre fonduri europene, este marți, știți regula noastră. Marți seara, aici la Agro TV, vorbim despre ce trebuie să faceți pentru a accesa fonduri europene. Excepție nu face nici ediția noastră de astăzi. Sunt împreună cu cei doi consultanți, domnii Marian Vișilescu, bună seara. Bună seara. Ion Păunel, bună seara și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Bineînțeles că le mulțumesc și telespectatorilor noștri, pentru că sunt convins de faptul că sunt acolo în fața televizorilor și au notat și au pregătit întrebările. Au la dispoziție un număr de telefon 031 405 2800 sau pagina de Facebook a emisiunii AgriTV-Agricultura la Raport. Discutăm despre submăsura 6.3, sprijin pentru fermele mici. Am ales această submăsură pentru că mai sunt bani, există posibilitatea de a fi finanțate aceste ferme și vreau să îi convingem pe telespectatorii noștri, mai ales pe cei care se încadrează în condițiile de eligibilitate să acceseze această submăsură. Aș vrea, cu ajutorul dumneavoastră, să le dăm mai multe date, mai multe informații și în felul acesta sunt convins că fermierii mici vor depune proiecte, vor depune dosare și mulți dintre ei vor fi declarați eligibili. Telespectatorilor noștri, le spun să-și pregătească întrebările, să și le noteze, să ni le transmită și în felul acesta să interacționeze cu dumneavoastră, cu cei doi consultanți aflați aici în studio la Agricultura la Raport. Domnilor, haideți să le dăm cât mai multe informații celor care vor să acceseze această submăsură 6.3. Vă rog. Mă gândeam că poate vrea să înceapă colegul, dar o să facem un mix așa între noi în această seară. Așa cum este și definiția acestei submăsuri, sprijin pentru fermele mici, fermele de familie, fermele cu un potențial mai mic de dezvoltare, dar care prin acest sprijin vor reuși să intre și ele către o fermă care trebuie să devină comercială. Această submăsură, așa cum știți și dumneavoastră, începând cu anul 2014, a fost o submăsură care inițial se pare că nu prea a avut succes, dar odată cu trecerea timpului și înțelegerea până la urmă a metodologiei de aplicare și beneficiari din ce în ce mai mulți și doritori de accesarea acestei submăsuri, s-a ajuns până la urmă ca și această submăsură să aibă mai mulți beneficiari, cel puțin în ultima sesiune, față de banii alocați per an. Submăsura 6.3 se adresează, așa cum spuneam mai devreme, fermierilor mici, cu o dimensiune a exploatației între 4.000 și 12.000 de SO. Această dimensiune a exploatației poate să fie mixtă, poate să fie din altul mic tip de cultură sau din creșterea animalelor. Fermierii primesc în prima tranșe 75% din această sumă, urmând ca în următorii 3 ani de zile, după ce își îndeplinesc obiectivele din planul de afaceri, să primească și diferența. Bineînțeles că dacă după un an de zile pot reuși să își îndeplinească obiectivele pe care și le-au propus, pot cere și a doua tranșe de bani, dar nu mai devreme de fiecare dată de o nouă campanie APIA. Dacă cumva am accesat această sumăsură și vorbim acum în prezent, accesăm sumăsura în 2019, suntem eligibili, primim tranșa 1 de plată, în principiu am putea să cerem tranșa 2 de plată din 2020, dar odată cu campania APIA, deschiderea campaniei APIA din 2020 și noi ne-am îndeplinit obiectivele, putem să cerem această tranșă de plată numită tranșa 2. Deci, vreau să spun câteva lucruri esențiale pentru această sumăsură, așa cum le cere procedura și ghidul solicitantului. Trebuie să avem o dimensiune a exploatației, cum am spus mai devreme, între 4 și 12.000 de SO. Trebuie să avem o vechime atât la APIA cât și la ANSVSA de minim 24 de luni, minim 8 clase și de aici vin și celelalte documente pe care trebuie să le prezentăm în vederea întocmirii cererii de finanțare. Ar vrea să dau câteva exemple vis-a-vis de cele minim 4.000 de ESO. ESO, cred că telespectatorii noștri sunt într-un fel sau altul familiarizați, pentru că de 2-3 ani de zile vorbim de unitate de marge brută pe suprafață, în vechiul PNDR aveam UDE și așa mai departe. Dacă vorbim de legume, deci un beneficiar care are
în jur de 6.000 de metri pătrați de legume, poate accesa această sumăsură. Un beneficiar care vrea să acceseze doar pe partea de zootehnie, dacă avem minim 4 văcuțe, putem să accesăm. Și bineînțeles, de aici se pot face tot felul de, că vorbeam și de fermele mixte care pot accesa, tot felul de combinații din care să facem minim 4.000 de ESO-uri. Într-adevăr, aș vrea să remarcăm pentru prima dată anul acesta și s-a văzut și în anul 2019, forma de organizare, întreprindere familială, primește mai multe puncte și pentru că și viziunea Uniunii Europene este pentru ferma de familie, pentru ceea ce înseamnă o afacere în mediul rural din care să scoatem și profit. Și aici aș vrea să aduc mai multe argumente într-un fel sau altul. Foarte mulți telespectatori și foarte mulți doritori de accesarea acestei sumăsuri au pus întrebarea în 2018-2019, de ce întreprinderea familială primește mai multe puncte față de altă formă de organizare, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală. Aceste reguli au fost stabilite încă din anul 2014. Nu s-a introdus ceva nou, dar, așa cum spuneam mai devreme, datorită viziunii pe care Uniunea Europeană o are și este normal să fie așa, ca ferma de familie să fie un întreg și să fie un motor al dezvoltării satului, este normal ca o anumită entitate să fie mai favorizată decât alte entități. Deci, am spus la început care ar fi cerințele minime. Acum, dacă ajungem la un consultant, trebuie să ajungem și cu o parte din documente. Și aici avem nevoie de registru agricol, care trebuie să fie completat la zi. Avem nevoie de documentele care atestă proprietatea sau dreptul de folosință. Dacă avem proprietate, aici vorbim de titlu de proprietate, de contract de vânzare-cumpărare, moștenire și așa mai departe. Dacă vorbim de alte tipuri de folosință a terenului, vorbim de contracte de arendă, de concesionare sau închiriere. Dacă avem arendare, trebuie să avem contractul de arendă, trebuie să avem tabelul centralizator, documente care sunt cerute în cererea de finanțare. Pe lângă aceste documente, trebuie să ne prezentăm cu documentele de înființare a formei de organizare. Cum spuneam mai devreme, bine ar fi ca beneficiarii din anul 2019 să aibă ca formă de organizare întreprindere familială, dacă nu, SRL, constituit din două persoane care sunt afin sau rudă afin până la gradul 4. Dacă ceilalți doritori de accesarea acestei sumăsuri s-au organizat ca PFA sau ca întreprindere individuală, ei sunt eligibili, dar să sperăm că vor avea și șanse cu punctaj. Deci, forma de organizare, după ce ne-am făcut forma de organizare, trebuie să mergem la un divers autorizat pentru a face ștampile. Ne-am făcut o ștampilă pentru că suntem persoană juridică începând cu această dată. După aceea ne deschidem un cont pe forma de organizare pe care o avem. Ne ducem la finanțe să ne înregistrăm și acum, dacă tot am ajuns la finanțe... Iertați-mă că vă întrerup. Ca și timp, ca durată, e un întreg proces anevoios? Durează mult? Se întinde pe multe zile să urmezi toți pașii aceștia? El nu durează mult, dar cred că am mai spus și colegul a spus și în alte emisiuni am repetat acest lucru. Când dorim să accesăm o sumăsură din PNDR, e bine să ne pregătim de la începutul anului. Nu știm când se va deschide sumăsura. Spre exemplu, ca o informație, poate mulți telespectatori nu știu că această sumăsură se va deschide pe data de 22 iulie, a apărut forma finala ghidului pe site-ul AFIR și se va deschide la 85 de puncte, așa cum preconizam noi, 90, 80, 85 de puncte. Vedeți dumneavoastră, pentru a accesa această sumăsură sau orice altă sumăsură din PNDR, trebuie să ne pregătim din timp. Dar dacă vorbim de un fermier destoinic care chiar dorește să acceseze sumăsuri din PNDR, această procedură până la urmă durează maxim 3-4 zile, dar avem și anumite termene. Spre exemplu, dacă nu am fost la APIA când a fost campania APIA, e cam târziu acum. Dacă n-am făcut forma de organizare și am fost PFA, mai durează 4-5 zile până radiem, până facem transferul de exploatație și așa mai departe. Nu este târziu nici acum, dar ar trebui să fermierul să meargă puțin pe repede înainte să fie foarte bine
consiliat. În principiu, pentru a accesa aceste două sumăsuri, 6.1 sau 6.3, pentru a înființa orice formă juridică de genul PFAI sau IF, durează 3 zile. După ce am făcut această formă de organizare la documentele, mergem, ne facem ștampilă, mergem la bancă în aceea zi, mergem la finanțe în aceea zi, ne mergem la registrul agricol să ne deschidem poziția de rol pe forma de organizare pe care am înființat-o. Se poate foarte repede, numai că, cum spuneam mai devreme, campania APIA se desfășoară într-o anumită perioadă, 1 mai, cred că a fost undeva 10-15 iunie și a mai fost câteva zile de derogare. Și există și multe alte spețe individuale. La animale, trebuie să facem un transfer de exploatație cu pașapoarte și așa mai departe. Aceste lucruri mai durează puțin, dar eu cred că cei care au mizat pe sumăsura 6.3 în 2019 s-au pregătit cu documentele din timp, au luat legătura cu firme de consultanță, cu reprezentanții Direcției Agricole și cu, bineînțeles, de ce nu și la AFIR, că pentru că și la OJFIR pot primi informații doar la OJFIR. Acolo se depun, de fapt, nici se mai depun proiectele, că începând din anul 2017 se depun online. Acolo se duc doar după ce sau iau contactul cu experții OJFIR la vizita pe teren și dacă, Doamne ajută, proiectul este și eligibil și finanțabil, atunci trebuie să ajungă la OJFIR sau la CRFIR în funcție de etapa în care este proiectul pentru a semna anumite documente și pentru a se verifica. Vedeți, dumneavoastră, și aici n-am explicat-o de fiecare dată și ar fi bine să explicăm. Foarte mulți fermieri ne-au pus întrebarea, inclusiv nouă, ca oameni care am ajutat să scrie proiectul, de ce le cer și documentele înaintea semnării contractului de finanțare, documentele în original. Ele se încarcă online, dar se face o verificare de către expertul OJFIR că se poate întâmpla orice, adică verifică autenticitatea documentelor originale. Contracte de arendă, diplomă, adeverințe de la API și așa mai departe. Și e normal să fie acest lucru, pentru că vorbim de fonduri europene, nu vorbim de ajutor social și așa mai departe. Deci, să continui cu partea de documente de accesarea sumăsurii 6.3. După ce le-am prezentat la consultant cu forma de organizare, ștampilă, contract de arendă, tabel centralizator, și rămăsesem la partea de finanțe. Trebuie să, dacă avem această vechime de minim 24 de luni care este impusă de ghidul solicitantului, trebuie să știe fiecare beneficiar că trebuie să vină cu declarația de la finanțe 221 sau mai nou 112 și de fapt s-a mai schimbat între timp și are o altă denumire pe ultimii 2 ani fiscal. Dacă au fost sub norma de venit, nu trebuie să depun aceste documente dacă au fost peste norma de venit. Cum știți și dumneavoastră, din anul 2013, atât fermierii care sunt organizați ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane fizice simple, au obligația de a depune declarația de venit. Și pentru anumite suprafețe există deductibilități. Dacă avem 2000 de metri pătrați de solar, nu trebuie să depunem, până în 2000 de metri pătrați de solar, nu trebuie să depunem această declarație pentru că suntem sub norma de venit. Vă spun mai mult de legume, cunosc mai bine sectorul. Și v-aș ruga să vă păstrați ideea, pentru că alături de noi prin telefon este doamna Aurora. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Să rămână, doamnă! Aș avea și o întrebare. Am făcut pentru fonduri europene pentru ovine. Așa. Și am fost și am făcut astea și acum spune că avem prea... Așa. Ziceți că vă auzim. Și nu ne încadrăm și am fost și la DSVA și ne-a spus că nu se mai poate trece după persoană fizică pe IF-uri. N-am auzit mai devreme, dacă poate colegul a auzit, deci întrebarea dumneavoastră, ce nu se poate? Na? Ați făcut o întreprindere familială, da? Presupun că după campania de APIA, după așa... Astăzi am fost și am făcut foile și toate și după aia a zis că nu se poate de la DSVA ca să trecem pe persoană fizică la persoane IF. Păi cum să nu se poată? Nu se mai poate acum. La DSVSA, ba da. Trecem de la persoane IF, de la fizică la IF, ne pierdem subvenția. Aia e cu tot altceva. Dacă n-ați făcut întreprinderea familială în perioada de până să mergeți la APIA, pentru că bănuiesc că aveți sprijinul cuplat. Da. La ovine, da.
în cazul ăsta. Dar acum, doamnă, știți cum e? Trebuie să puneți un pic în cântar. Dacă cât luați pe subvenție într-un an, merită să pierdeți 15.000 de euro 100% nerambursabil. Da. Păi acum nu știm că... No, sunt 11 hectare, 35 de ari de pământ și 160 de ovine. 160 de ovine? 160 de ovine și hectarele de teren cu ce le aveți? Sunt pășune. A, pășune. Bun, acolo cred că aveți nu depășește 12.000 de euro, dar nu știu cât este acum la ovină. Vedeți, dumneavoastră, ce spuneam puțin mai devreme și îmi permis să las pe colegul să calculeze, vedem dacă vă încadrați sau depășați cumva numărul de souri. Și îmi cer scuze că am intervenit. Dacă făceați aceste lucruri, cum spuneam mai devreme, în perioada de declarare și de a suprafețelor sau animalelor la apia și făceați și întreprinderea familială, atunci nu mai pierdea nici acel sprijin cuplat. Da. Acum, fiind după și oricare formă de organizare ați făcut dumneavoastră, PFA sau întreprindere individuală, din păcate pierdeți acel sprijin. Dar cred că la ANT n-ar fi o problemă, ajutorul național tranzitor, numai la sprijinul cuplat este o mică problemă. Și este o sumă destul de importantă. Acum, așa cum a zis colegul, dumneavoastră decideți. Vă faceți un calcul, vedeți dacă sunteți undeva la... Eu anul ăsta mizez pe un minim 75 de puncte. Atunci, la finanțare. Bine, mulțumesc. Dacă sunteți undeva la 75, 80, 85 de puncte, eu personal m-aș risca să depun un proiect pe sumăsura 6-3. Doamna, acum depinde dacă mai aveți și alte animale în afară de oi. Porci, pacasă, vacă. Porci, vaci nu. Da, să știți că depășiți numărul de esouri. Așa mă gândeam, dar... Da. Deci sunteți undeva... Deci numai cu oile și terenul, deja cam depășiți un pic. Da, și plus porci, că de-aia mă întreba dacă mai aveți și alte animale, că se iau toate animalele în calcul, da. Nu mai contează. Ales că vorbim de întreprindere familială, exact. Și e bine să explicăm lucrul acesta. Deci tot ceea ce dețineți în proprietate, în arendă, dar cel puțin în proprietate, ca soț-soție, toate aceste animale, toate aceste suprafețe, toate aceste culturi trebuie declarate la APIA. Nu puteți să faceți o divizare, cel puțin în anul de accesare a acestei sumăsuri, pentru că experții OJFIR nu verifică doar planul de afaceri și documente pe care le-ați depus dumneavoastră. Conform procedurii, deși vă introduc CNP-ul, vă introduc cuiul de la societate și vă găsesc și cu celelalte animale și așa mai departe. Adică e bine să luați legătura cu un consultant să vă explice mult mai bine despre această sumăsură și de alte sumăsuri din PNDR. Adică nu putem ascunde, chiar dacă noi credem inițial că merge, putem și așa. Merge și așa, nu este chiar așa. Da, am înțeles. Mulțumesc, o seară bună, la revedere. Seară bună, numai bine. Aveți să mai faceți ceva. Da, cu sumăsura așa, trebuie vis-a-vis de partea de finanțe. Începând cu anul 2013, cum spuneam, suntem pe norma de venit și atunci fiecare fermier, că este organizat sau nu este organizat persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană fizică, are obligația de a-și depune declarația fiscală dacă este peste norma de venit. Și am dat câteva exemple mai devreme, vis-a-vis de legume avem 2000 de metri pătrați la solar, 5000 de metri la legume în câmp, la cereale avem 2 hectare, la animale nu stăpânesc atât de bine, dar fiecare are o anumită cotă. Deci fermierii care sunt sub norma de venit, sub aceste baremuri, până la urmă, impuse de Ministerul de Finanțe, nu au obligația de a depune la cererea de finanțare și declarațiile din ultimii 2 ani fiscali. Dacă sunt peste norma de venit și cu un ar sau cu un animal, atunci trebuie să, deci la dosar, consultantul cu siguranță îi va cere și acest lucru și dacă nu depune, asta vreau să spun, este, cum să vă spun eu, o treabă de neeligibilitate. Și presupun că, cel puțin din ce am văzut din oamenii care ne-au sunat de fiecare dată în emisiune, am mai o legătură și cu un alt consultant sau în zonă, sunt și oameni care le explică destul de bine ceea ce au de făcut.
După ce s-au prezentat cu aceste documente către... Vă întrerup din nou, da, domnul Păunel, domnul Teodor din județul Bihor. Iată că al doilea telespectator care sună din Bihor. Bună seara! Bună seara! Ia spuneți, domnul Teodor. Am avea și noi o întrebare noastră. În ce proiect ne-am încadrat? Avem 600 de oi și 10 vaci. Pe proiect este mai mari chiar acum e rândul colegului. Da. Deci, deja vă încadrați la proiectele pe dimensiune, pe exploatații mai mari, depășiți acele 12.000 de ESO-uri. Imediat vă fac un calcul și asupra... Am și, am 100 hectare de pășuni și 15 hectare proprietate. Da, deci este foarte clar că depășiți și bariera de tânăr fermier. Chiar dacă ați avea vârsta. Nevastă, avem peste 40 de ani și cum, da, am putea să... Deci este clar, v-ați încadra numai la sumăsura 4.1, investiții în fermele mari. Trebuie să vă aducă aminte aici că nu mai sunt bani până în 2021 pe această sumăsură, numai dacă Comitetul de Monitorizare, în urma verificării tuturor submăsurilor ca și grad de acoperire a sumelor, ia decizia unei redistribuții de fonduri. Mă cam înșel, pentru că aproape cam toate au mers anul ăsta aproape de suma maximă și dacă rămâne pe niște submăsuri cu niște alocări foarte, foarte mici. Deci eu v-aș propune la dimensiunea asta care o aveți dumneavoastră să vă pregătiți la anul, pentru că în 2021 vine cealaltă alocare bugetară. Dimensiunea fermei e una destul de consistentă și de considerabilă și încercați să faceți un proiect cât mai viabil. Dar vă spun, după acum nu va mai merge numai cu parte de achiziții, pentru că noua politică agricolă comună, începând din 2021, se va pune mare accent pe partea de competitivitate. Adică va trebui să faceți un proiect mai complex. Începând de la construcții, dotări, eventual o procesare, cât de primară e ea, dar trebuie să intre și așa mai departe. Da, înțeleg. Dar, pe această sumăsură, asta vreau să vă spun acum, există și cotă de cofinanțare. Adică puneți și dumneavoastră ceva. Am înțeles. Dar aveți o dimensiune destul de măricuță, da, este ok cu aveți, e bine să o păstrați până în 2021 și care vor fi linii de finanțare și cu siguranță vor fi. Ar fi bine să accesați în primii ani de când se deschide nou PNDR 2021-2027, chiar dacă este cofinanțare 50-50, 70-30, 80-20. Dar cred că șansele noastre sunt destul de mari de a primi finanțare pentru afacerea pe care o aveți. Vârsta nu contează, sau contează? La această sumăsură, cel puțin în actualul PNDR și în vechiul PNDR, nu a fost un impediment vârsta, dar ne-a avantajat într-un fel sau altul, mai creștea gradul de cofinanțare cu 20% dacă eram până în 40 de ani. Acum, dumneavoastră, am înțeles că aveți peste 40 de ani. Presupun că aveți și ceva urmaș acolo, o fată, un băiat, care în 2021 poate vor avea minim 18 ani și ați putea să faceți o fermă de familie, o asociere, da, în care să fie inclus și dânsii și dumneavoastră să fiți pe partea de producție, iar dânsii pe partea de marketing, dau un exemplu. Păi ne-ar interesa la petiționare de un utilaj, dar tot și ceva pământ să mai cumpărăm, vreo 30 de hectare, 40. Aceste proiecte, cum spunea colegul, sunt destul de complexe. Adică puteți să vă utilați ferma de la zero până la cât doriți dumneavoastră, vis-a-vis, bineînțeles, de specificul activității pe care îl aveți. Utilaje... Din 2021. Din 2021, deci primăvara sau începe în 2020? Nu putem să știm după acum. Vom vedea.
Dar în 2021, cu siguranță, noua alocare financiară care va fi aferentă și României va intra în vigoare. Vom vedea care vor fi măsurile sau sumăsurile pe care putem să accesăm și când se vor deschide. Dacă mergem pe experiența 2007-2013, s-au deschis puțin mai târziu. Dacă mergem pe 2014-2020, chiar din toamna anului 2014 s-au deschis primele sumăsuri. N-o fi 2021, sau eu mizez că 2021 către final se va deschide, dar cu siguranță în primele luni anului 2022 și avem iar experiența 2014-2020, când sesiunile au fost continue, deci vor fi continue sesiunile până la terminarea banilor alocați per sesiune la respectiv, cu siguranță vom avea noile măsuri puse la dispoziție și să putem să aplicăm pe ele. Bun. Domnul Teodor, v-ați lămurit, da? Da, acum vă mulțumesc. Ați văzut? Asta e soluția. Sunați aici la AgroTV și orice nelămurire dispare când intrați în direct cu noi. Cum? Am avut și 20 de vaci și nici acum nu iau pe astea subvenție. Deci ce se întâmplă? Deci când se va ca și la o vine să fie ca să luăm halo? Da. Vorbiți de sprijinul cuplat, presupun aici dumneavoastră. Presupun că le-ați avut după 2015 sau 2013. Da, dar fi ok să fie exact ca și la ovine. Câte oi ai în grajă, atâta bani să iei. Câte vaci ai, nu altul are 50 de vaci, le vinde și ia bani. Noi nu mai luăm nimic. Da, dar să știți că aici, fără să fiu eu apărătorul Guvernului României, aici nu e problema de noi ca țară, este vorba de politica Uniunii Europene. Așa a fost până acum. Începând din 2021, sigur nu va mai fi așa și poate cu un pic de dezbatere din partea europarlamentarilor noștri, poate trecem și la o subvenție mai mare. Mai mare. Bun, haideți că subiectul ăsta îl abordăm cu altă ocazie. Trebuie să luăm câteva minute de publicitate după o scurtă pauză. Seară plăcută, seară bună și dumneavoastră și mult succes pe mai departe. Publicitate și revenim.